tragedie în centrul Manhattanului, unde câștigătoarea concursului Mirs Univers 2019 din Statele Unite a murit după ce a căzut dintr-o clădire de 60 de etaje. Cu puțin timp înainte de tragedie, i-a postase pe contul său de Instagram o fotografie cu un mesaj. Poliția tratează cazul ca pe o sinucidere. Chesley Christ, în vârstă de 30 de ani, a decedat după ce a căzut din clădirea din centrul Manhattanului în care locuia. Potrivit datelor preliminare, ea ar fi sărit de pe o terasă situată la etajul 29. În apartamentul său, poliția a găsit un mesaj scris în care preciza că dorește să-i lase toate bunurile mamei sale. Ea nu a precizat și de ce a recurs la sinucidere. Însă, cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, ea postase pe contul personal de Instagram o fotografie împreună cu mesajul Fie ca această zi să va aducă odihnă și liniște. Chesley Christ a câștigat concursul american de Miss Universe în anul 2019. Anterior, ea lucrase într-o firmă de avocatură, reprezentase pe gratis în instanță cazurile mai multor deținuți și se implicase în campanii legate de sănătatea mentală. Iar după câștigarea concursului național Miss Universe, ea a lucrat ca fotomodel și în televiziunea de divertisment.